created with free version for non-commercial use. Al doilea se chema Pius Piccolomini. Și pentru noi e important ca români, pentru că a fost papa care a trimis lui Ștefan cel Mare o sabie și l-a numit atletul lui Hristos. Deci chiar dacă Ștefan cel Mare era ortodox și bizantin, totuși știind că Ștefan cel Mare luptă contra turcilor și suntem cu toții aliați, l-a recunoscut și deci în sfârșit a făcut un gest frumos. E, așa. Dar... nu e așa? Fiecare coloană, cum s-am spus, și fiecare cu un sfânt mare, un sfânt mare părinte, care este fondatorul unui ordin religios. Ăștia sunt, în general, ăștia de deasupra. Cei de deasupra? Mari sfinți, ai mai importanți. Da. Și acest papă Piccolomini, sigur, a avut multe merite, mai ales politice și religioase. Dar avea o vorbă. El ca un om de renaștere, s-a ocupat cu istoria, cu geografia, religia, așa, printre picături. La urmă. Da. Și scria poezie, scria teatru. Și a scris chiar teatru foarte licențios. Adică, în fine, dacă o citești, nu-ți vine să crezi că a scris-o un papă. Bun. Și de unde știm, totuși, că erau... Poate nici nu e adevărat, dar totuși îi plăcea să râdă, să se distreze. Și zice că într-o zi, în fața cardinalilor, și era lume multă, deci a fost destul de scandaloasă treaba, zice, să nu care cumva să spuneți de mine că sunt cast, că mă jigniți profund. Au rămas aia uimiți. Știți ce am făcut? Eu m-am răzbunat. M-am răzbunat pentru că acum vreo 2 ani s-a făcut nu știu câte sute de ani de la moartea acestui papă Piccolomini. Și foarte curios a rămas niște nepoți, nepoate, ultra nepoate. Deci din 1400, gândiți-vă, familia Piccolomini există încă la Roma. Au castel, palate, oameni bogați. Și a fost o sindrofie. Habar n-am cum am ajuns și eu în salonul. Nu mi-aduc aminte cine m-a invitat, a fost o întâmplare. Da, nu e important. Important că m-am apropiat de nepoata. Că s-a așa și ne dea niște aer. Mi-a niște cărți, nu știu ce. Și atunci am zis, lasă că-ți arăt eu ție acum să vezi. Și vorbesc tare când o văd cu mai multe doamne așa. Oh, che piacere, dico che onore, ce onoare să am cunoștința cu nepoata marelui papă Piccolomini și încep eu. Papa care zice, mă, lei padre, eu sunt român și nu știu ce, așa, și Ștefan cel Mare și nu știu ce, că i-a trimis papa, și ea era foarte nu știu ce, că papa ei, bunicul, străbunicul, i-a trimis lui Ștefan cel Mare. Zic, și totuși am o nedumerire, e adevărat. Zic că unchiul dumneavoastră a zis în plin stăleață de cardinal, dacă cumva spuneți despre mine că sunt cast, mă jigniți profund. I-a picat fața lui. E adevărat? Asta zice, padre, anche lei adesso. Come fa? Deci, fa nimic. Nu-i nimic. Nu-i nimic. Așa. I-am stricat sărbătoarea, a plecat, n-am mai văzut. Nu știu, ceva s-a întâmplat. Păi da, i-am stricat sărbătoarea. Așa-s de fericit, așa mă laud. Created with free version for non-commercial use.